Antena 3, un fenomen spectaculos, doamnelor și domnilor, care apare o dată la câțiva ani, va putea fi observat pe cer în această noapte. Deși sunt la distanță de milioane de kilometri, planetele Venus și Jupiter vor părea că se ating, iar acest lucru va fi observabil cu ochiul liber, nu cu un telescop. Este în direct cu noi și mulțumesc pentru asta, Adrian Șonca, astronom. Bună ziua! La ce oră am putea să vedem acest fenomen absolut spectaculos? Într-adevăr, se văd cu ochiul liber planetele, dar trebuie să știm în ce direcție să ne uităm și când. Și vă spun eu acum, practic în următoarele câteva dimineți, 3-4 dimineți, trebuie să privim înspre răsărit, înspre est, undeva începând cu ora 5:20 dimineața, până pe la ora 6 când se face lumină, de fapt. Uh-huh. Și vom vedea în direcția aceea, nu foarte sus față de orizont, nu trebuie să ne uităm deasupra capului, ci înspre orizont, doi aștri foarte strălucitori. Dacă îi urmărim în fiecare zi, mâine, poimâine, răspoimâine, vom vedea cum unul dintre ei, și anume Venus, cel mai strălucitor, se va mișca, se va apropia de Jupiter și se va îndepărta încet, încet. Iar cele două planete vor rămâne pe cer în continuare. Să știți, ele se mai văd încă vreo câteva luni în direcția respectivă, puțin mai devreme, dar astăzi, mâine și poimâine, se vor apropia cel mai mult una de alta. Și dacă am vrea să mai vedem un fenomen asemănător, trebuie să mai așteptăm până în 2039, pentru că atunci vor fi la fel de apropiate ca și acum. Ne puteți explica, așa, pentru necunoscător și foarte scurt, cum este posibil, exact ce se întâmplă? Da, să știți că este un fenomen banal, de fapt. Noi spunem că este o conjuncție, o apropiere între două planete, și anume, orice planetă se mișcă pe cer printre stele pentru că se rotește în jurul Soarelui. Și Venus este mai apropiată și de noi și de Soare față de cum este Jupiter, se mișcă cel mai repede și de pentru care în fiecare an Venus străbate tot cerul și se apropie uneori de planetele pe care le găsește în drum. De asta Venus este planeta care se apropie cel mai des de restul planetelor. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, de asemenea pentru explicații. Sperăm să vedem acest fenomen spectaculos. Trebuie într-adevăr însă să ne trezim foarte de dimineață.